Colaborarea Pierojet, practic, a devenit activă în România încă din 2012, odată cu aderarea la Institutul Tehnologic din Karlsruhe, la care am devenit țară asociat. Și în 2014 am devenit practic țară cu drepturi depline, îndeplinind condițiile necesare pentru a demonstra că suntem capabili să ne alăturăm unei astfel de colaborări la care avem capacitatea să contribuim atât cu resurse umane, cât și cu resurse computaționale, cunoștințe științifice din diferite domenii de activitate, din fizică, fizică nucleară, astrofizică, fizica energiilor înalte. Și, evident, nu în ultimul rând, prin contribuția tinerilor studenți cu lucrări la diplomă și la masterat, și aici un rol important avându-l universitățile, Universitatea București și Universitatea Politehnică a București, universități membre în cadrul acestei colaborări, prin intermediul României la colaborarea Pierojet, alături de institutele de cercetare, Institutul de Științe Spațiale, filiale INFLPR, și Institutul de Inginerie și Fizică Nucleară, IFIN-HH. Eu, Gina Isar, cercetător științific, gradul 2 la Institutul de Științe Spațiale, reprezint colaborarea Pierojet în cadrul Institutului încă din 2012, după cum spuneam, ca rezultat al contribuției mele la masterat și la doctorat în Germania, pe care mi l-am desfășurat în cadrul colaborărilor Cascade Grande și Lopez, și unde mi-am început practic debutul în acest domeniu al fizicii energiilor înalte și al radiațiilor cosmice prin intermediul măsurătorilor în cadrul acelor experimente locale în Karlsruhe, lucru premergător la cel mai mare experiment Pierojet din Argentina, la care am aderat ulterior cu reîntoarcerea mea în țară în 2010, unde am revenit la Institutul de Științe Spațiale, perioadă în urmă, fiind practic în deplasare pentru studii pe o durată de 6 ani. În cadrul Institutului nostru de Științe Spațiale, contribuția instituțională constă atât în suport computațional, la care contribuim cu resurse de calcul și de stocare în organizația virtuală OG Grid, la care participă mai multe țări din cadrul colaborării, și care ajută la suportul simulărilor masive pentru evenimentele înregistrate la experiment, pentru reconstrucție, analiză de date și analizele ulterioare care servesc la publicații în articole științifice. Recent, în 2019, am finalizat o cameră de remote control, prin intermediul căreia putem să realizăm shift-uri de comandă, monitorizare, operare completă a detectorilor de la Observatorul Pierojet, localizat în Argentina, care ne oferă nouă posibilitatea să putem să operăm la fel cum am opera experimentul dacă am merge pentru un shift local în Malargue. Iar acest lucru ne-a oferit nouă posibilitatea să realizăm două shifturi până în momentul actual, unul în 2019, unul în 2020. În 2020, anul acesta, preluând un control full al observatorului, timp de aproximativ 3 săptămâni, alături de colegii din IFIN, unde am operat și monitorizat cu succes în totalitate detectorii de la distanță, prin conexiune securizată, evident, la internet.
În cadrul acestei colaborări, încă de când am revenit în țară din 2010, după cum menționam, am realizat diferite proiecte de cercetare, pornind de la un proiect postdoctoral, urmând cu un proiect experimental demonstrativ, cu diferite alte proiecte în parteneriat cu ceilalți parteneri naționali. Și la care am contribuit cu diferite lucrări de masterat și de licență în colaborare cu studenții de la ambele universități, Universitatea București și Politehnica București. Iar în momentul de față l-am pe colegul Dragoș Hârnea, fost student de la Facultatea de Fizică, Universitatea București, pe care l-am cunoscut încă din facultate, pe când era anul 2. De atunci el a venit alături de un alt coleg interesat de fizică nucleară și de astrofizică pentru a realiza un studiu de practică, urmând ulterior să parcurgă perioada de licență și masterat în cadrul colaborării alături de mine, iar evident acest lucru sper eu că i-a ajutat atât la dezvoltarea profesională cât și personală. Iar aici, Dragoș, te rog să-ți împărtășești experiența ta alături de noi la Institutul de Științe Spațiale din 2000 cât? 2016, la sfârșitul anului 2016, a fost acea perioadă de stagiu de practică pe care l-am susținut în cadrul Institutului de Științe Spațiale. Atunci am aflat pentru prima dată de domeniul razelor cosmice, a cerbului de particule atmosferice și inclusiv de observatorul Pierre Auger. Și după ce am aflat despre acest domeniu, am rămas foarte interesat și am dorit să continui mai departe. Colegul celălalt al meu s-a orientat spre alt domeniu, însă eu am vrut ca să continui pe studiul razelor cosmice. Și am continuat cu încă un stagiu de practică în vara imediat următoare, 3 luni, pe o perioadă puțin mai lungă. Apoi mi-am finalizat studiile, elaborând o lucrare de licență sub coordonarea doamnei Gina Isar, pe subiectul cerbului de particule atmosferice. Mai departe, mi-am continuat studiile de master, tot în cadrul Facultății de Fizică a Universității din București, de această dată pe un subiect puțin mai avansat, bineînțeles, pe studiul emisiei radio a cerbului de particule atmosferice. În același timp, eu având oportunitatea să lucrez pentru 2 ani deja în cadrul Institutului de Științe Spațiale. În această perioadă am avut parte de numeroase experiențe care m-au ajutat să mă dezvolt atât din punct de vedere profesional, ca cercetător, dar și personal. Au fost experiențe care aș putea să spun că le ai odată în viață, cum ar fi o săptămână în care am participat la o conferință internațională organizată la CERN pe subiectul razelor cosmice și, în general, al fizicii particulelor elementare la energii înalte. Iar la acest centru de comandă, centru de control a distanță a detectorilor de fluorescență și lidar din cadrul observatorului Pierre Auger, am, cum a spus și doamna Gina Isar, am participat la două astfel de remote shift-uri, acele perioade fiind pentru mine highlight-ul din acei ani. Practic, experiențe care o să le am întotdeauna în minte, mai ales cum am început prima dată, având emoții. Dar totul a decurs bine și chiar am învățat foarte mult. Am învățat ce înseamnă să ai o responsabilitate, ce înseamnă să înveți, să reacționezi rapid la anumite situații și mai ales să ai să fii o persoană pe care cineva se poate baza, astfel încât să-ți faci treaba așa cum trebuie, să fii o persoană profesionalistă. Spune-mi, te rog, că suntem la acest capitol, Dragoș, de tranziție de la facultate la o poziție de cercetare. Practic, ai avut un prim
picior în câmpul muncii. De ce ai avut nevoie în mod special ca să poți să faci față noilor cerințe de la mediul de lucru și care au fost lucrurile care consider că nu au fost atât de mult atacate în timpul facultății, astfel încât să-ți vină deja suport absolut necesar într-un domeniu de cercetare, lucruri care probabil ți-au venit încă în ajutor și le-ai descoperit încă în perioada de practică. Da, prima perioadă de practică a fost mai mult o introducere, acea perioadă din anul 2 de facultate, unde am aflat despre ceea ce aș putea să fac, ceea ce eu nu știam în acel moment. Aveam puțin habar despre fizica spațială, dar nu știam despre ceea ce se poate face la noi. Asta mi se pare un lucru care mi-a lipsit să, ca student într-o facultate de fizică, să știi practic ce oportunități ai și ceea ce ai putea să faci. Apoi, în a doua perioadă de practică, am învățat ce înseamnă să lucrezi zi de zi și să faci parte dintr-o echipă și din acea echipă să, ca munca ta să fie, să aibă un rezultat final. Și să, într-adevăr, să colaborezi, fiindcă în timpul facultății, de obicei, ești pus în situația de a învăța și a te descurca de unul singur și să-ți iei examenele și cam atât. Partea aceasta de a fi responsabil față de munca pe care o depui și de a privi lucrurile din părți diferite și de a analiza o problemă în echipă, acesta a fost lucru care mi-a lipsit mie inițial și pe care l-am învățat treptat și m-a obișnuit, cred că, destul de greu, fiindcă e ceva ceea ce școala nu te învață. Am avut ocazia să învăț aici și cred că a fost și o ocazie pentru mine, pentru că nu foarte multe medii îți permit să te dezvolți în acest mod treptat și să aibă, cum ar veni, cum să spun, răbdare cu tine. În cazul meu, am avut ocazia de a intra treptat în acest domeniu și de a învăța lucrurile mai ușor.